Bună seara și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la Actual Regional. În fiecare an, la 31 octombrie, este sărbătorită în România Ziua Arhivelor Naționale. Evenimentul este marcat prin organizarea unor acțiuni menite să aducă în atenția opiniei publice locul și rolul arhivelor în societate. Arhivele naționale ale României, denumite până în 1996 Arhivele Statului, reprezintă principala instituție de profil din România, având sediul în București. În prezent, instituția se află în subordinea Ministerului de Interne și cuprinde 41 de filiale județene, câte una pentru fiecare județ al României și una a municipiului București. Anul acesta, de Ziua Arhivelor Naționale, la Cluj s-au organizat o serie de evenimente, precum vernisajul expoziției documentare Alexandru Vaida Voievod, File de Arhivă Inedită, și lansarea volumului Arhiviști Ardeleni, ediția a doua. Discutăm despre toate acestea cu invitații noștri. Este vorba despre Cristian Anița, directorul Arhivelor Naționale, și istoricul clujan Ioan Drăgan, director al Arhivelor Naționale în perioada 2012-2018, în prezent șef al Serviciului Județean al Arhivelor Cluj, poziție pe care a mai ocupat-o din 1989 până în 2012. Bună seara și bine ați venit în studioul TVR Cluj! Bună seara! Bună seara. Și am să vă spun de două ori la mulți ani, domnule Ioan Drăgan, nu doar de Ziua Arhivelor Naționale, ci și de ziua dumneavoastră de naștere, pentru că mi-ați spus chiar înainte să începem că este o zi cu dublă semnificație sau poate chiar triplă, dacă ne gândim că astăzi v-ați și pensionat. Fără îndoială că e o zi astăzi cu totul specială pentru mine. E așa cum spuneți dumneavoastră, dar în 1989, când am intrat eu în arhive, la conducerea arhivelor din Cluj, nu era ziua Arhivelor Naționale. Ea a fost decisă mai târziu de către conducerea noastră din București. Absolut întâmplător, fără să se știe. În urmă cu circa 20 de ani, nu 30 de ani, și eu am fost foarte satisfăcut că ea coincide cu ziua mea de naștere și că, așa, mi s-a părut un semn frumos, un cadou pentru mine neapărat, mai ales că și eu m-am străduit să fiu un cadou pentru Arhivele Naționale. Și iată că tot astăzi, de ziua dumneavoastră, de Ziua Arhivelor Naționale, v-ați și pensionat, după 30 de ani de muncă în cadrul acestei instituții. Cum au fost acești 30 de ani? Fără îndoială, aș spune că am intrat în arhive nu neapărat dintr-o fermă convingere. A fost un complex de factori care m-au determinat să accept oferta din 89 de a conduce arhivele din Cluj, după ce începusem o muncă de cercetare, cum se putea în anii 80, după absolvirea facultății. Dar vreau să spun că decizia mea a fost una răsplătită din plin, fiindcă am avut grijă la Cluj și 6 ani chiar la București de memoria acestei națiuni, ceea ce este un lucru extraordinar, de mare răspundere și de satisfacție profesională maximă. Pentru că ați adus vorba de memoria acestei națiuni, vă propun să facem o scurtă incursiune în istoria acestei instituții, care împlinește astăzi 188 de ani, dacă ne gândim că prima arhivă, să spunem așa, a fost înființată în Țara Românească în 1831. E adevărat? Domnul director. Da, ca reprezentant al Arhivelor Naționale, pot să spun că, într-adevăr, în regulamentele organice, practic prima Constituție a României Moderne, s-a vorbit și despre arhive și ca instituție care să gestioneze informația existentă la momentul respectiv. Și adevărata organizare a Arhivelor Naționale a fost, evident, ca multe alte lucruri înfăptuite de CUZA, în momentul în care s-a hotărât unirea celor două arhive importante ale Țării Românești și ale Moldovei și au devenit Arhivele Statului, ale Principatelor Unite. Și în momentul acela, când s-a întâmplat acest act, în 31 octombrie 1862, în momentul respectiv am devenit Arhivele României, care s-au numit Arhivele Statului, Până în 1996, iar de atunci Arhivele Naționale ale României. Filiala din Cluj s-a născut în 1920, deci anul acesta are 99 de ani. Da, aveți dreptate. Filiala pentru noi e un rang inferior, să spunem. În 1920, Guvernul Provizor al Transilvaniei, numit Consiliul Dirigent, cum se știe, a decis să înființeze arhivele statului și pe teritoriul
unit cu România pe Transilvania și Banat și s-a decis constituirea Direcției Regionale pentru Transilvania Arhivelor Statului din România. Asta a fost decizia în 1920. Efectiv, în 1922 a început să funcționeze instituția și întemeitorul ei este cunoscutul istoric Ștefan Meteș, care a fost și membru corespondent al Academiei, cunoscut mai ales ca istoric al Bisericii Românești și al vieții sociale din Transilvania. Pentru că ați pomenit un nume, am să vă rog să mai aduceți în atenția noastră câteva personalități care s-au ocupat de această arhivare, o muncă grea și extrem de importantă. Pentru Cluj, pe lângă Ștefan Meteș, care este întemeitorul, trebuie să-l amintim pe istoricul David Prodan, care a lucrat aproape 15 ani în arhivele din Cluj și care, pe această bază, pe documentarea care a făcut-o acolo pentru Răscoala lui Horia, pentru lupta națională, pentru iobăgia în Transilvania, a devenit după aceea cel mai important istoric al românilor din Transilvania. Și am putea cita și alți reputați istorici ai Clujului și ai Transilvaniei care au început activitatea în arhive. Este o activitate formativă. În arhive nu poți să te plafonezi. În arhive crești mereu, sigur, dacă ai și dorința aceasta și anumite calități personale. Sigur, cred că foarte interesant pentru telespectatorii noștri ar fi să afle cu ce se ocupă exact această instituție, Arhivele Naționale ale României, pentru că multă lume se gândește că aici sunt tot felul de documente secrete, e un mister care plutește în jurul acestei instituții, când de fapt aceste documente sunt accesibile. Sigur. Este o instituție foarte publică și foarte deschisă. Chiar și în zilele astea suntem deschiși, inclusiv pe Facebook, avem site-ul Arhivelor Naționale. Documentele care există în Arhivele Naționale există pentru a fi cercetate, pentru a fi folosite. Evident, în scop practic, pentru nevoile cetățenilor și în scop științific. Și, de fapt, acesta este doar un produs final pe care cetățeanul îl vede și îl punem la dispoziția cetățenilor, pentru că, ca să putem să ajungem la această arhivă, să fie păstrate la Arhivele Naționale, munca noastră este foarte importantă de a colecta aceste arhive de la creatorii de documente, așa cum îi numim noi, ceea ce înseamnă instituții publice și private. Evident că instituțiile publice creatoare de documente au obligația, conform legii, să predea documentele după 30 de ani la Arhivele Naționale și în felul acesta se constituie acel fond arhivistic național, care după aceea este pus la dispoziția publicului în cele două forme pe care vi le-am spus. Pe de o parte, pentru reconstituirea unor drepturi, ceea ce s-a întâmplat, dacă vreți, după 1990, cred că o largă majoritate a reconstituirii drepturilor s-a făcut pe baza documentelor existente în arhivă, iar pe de altă parte, partea științifică de cercetare, foarte mulți cercetători istorici, sociologi și așa mai departe, care cercetează trecutul pentru a vedea desluși viitorul, să spunem. Altfel spus, da, domnul Dragan. Permiteți, aș vrea să adaug domnului director la ceea ce a spus. Eu am numit atribuțiile legale ale arhivistului român dreptul de viață și de moarte asupra documentelor. Fiindcă noi decidem ce rămâne și ce se elimină. Orice se elimină sau ce rămâne este istoria de viitorului. Noi o creăm. Păi asta e o mare responsabilitate. Este enormă, este copleșitoare. Ce rămâne în arhivă și ce nu? Vreau să, că trebuie să înțeleagă ascultătorii noștri faptul că un arhivist foarte bun, și avem destui în Arhivele Naționale, trebuie să fie un istoric de excepție și ceva pe deasupra. Adică această responsabilitate, istoricul vine și cercetează arhiva, noi o creăm. Noi o creăm, ceea ce implică extraordinară răspundere. Care sunt cele mai vechi documente pe care le putem găsi în arhivele acestea naționale ale României? Deci, și am înțeles că se găsesc chiar la Cluj aceste cele mai vechi documente. Clujul are privilegiu și Transilvania, prin evoluția istorică ce este cunoscută de oameni, să aibă jumătate, 50% din cele mai vechi documente ale României întregi până la 1600.
Ele sunt astăzi, aproape în întregime, proiectul încă nu e cu totul finalizat, în jur de 40.000 de documente, până la 1.600, din care 20.000 sunt de la Cluj. Și ele sunt, în cea mai mare parte, deja accesibile pe un site al nostru, realizat cu fonduri norvegiene și cu colaborarea cercetătorilor din toată România, universităților din Cluj și București și arhivelor norvegiene, e accesibil pe site-ul arhivamedievală.ro. Deci 40.000 de documente până la 1.600, începând din ce an? Din 1.200. Din 1.200 deci până în 1.600? La începutul secolului XIII, noi avem arhive, documente păstrate, create pe teritoriul nostru sau create la centrele de putere din Ungaria sau din jurul nostru. Acolo și unde... practic, cum le găsiți aceste documente sau cum le căutați? Păi nu le căutăm, ele sunt deja și preocuparea pentru documentele vechi au fost de la începutul arhivelor statului, de la regulamentul organic. Păi, deci, practic, ele existau și se transmiteau de la o generație păstrate, la alta. Ele erau păstrate de instituțiile respective, de familii aristocratice, care la Cluj, de pildă, avem familia aristocratică Banfi, care are documente din secolul XIII până la 1950. Care sunt la noi în arhiv. E cea mai bogată arhivă familială din România, poate, că, sau aproximativ. Așadar, foarte multe documente oficiale, istorice, dar așa cum spuneați, pentru publicul larg există documente ca, precum certificate de căsătorie, certificate de proprietate. Cu câți ani în urmă se pot găsi astfel de certificate? În condițiile legii actuale a arhivelor, documentele de stare civilă despre care pomeneați se predau la 100 de ani la arhivele naționale. Deci, teoretic, toate documentele mai vechi de 100 de ani se află la arhivele naționale. Adică, începând de secolul XVII, să spunem, și până la 1918, documentele de genul acesta, naștere, căsătorie, moarte, le găsiți la arhivele naționale. Iar despre acte de proprietate, mai degrabă, să spunem, sunt tranzacțiile care au arătat translațiile proprietăților, pentru că avem documentele notariale, documente ale tribunalelor, ale judecătoriilor, unde s-au întâmplat aceste fapte de viață și care acum se află la arhivele naționale. Și pe baza acestor documente s-a făcut reconstituirea drepturilor de proprietate și, bineînțeles, unde fiecare poate să-și reconstituie propria genealogie la un moment dat, dacă dorește să facă acest lucru, pentru că, pe lângă proiectul de care pomenea domnul director Dăgan, care e aproape finalizat, avem depus deja ofișe pentru un proiect pentru digitalizarea documentelor de stare civilă, cum am spus, de secol 17 până la 1918, în așa fel încât acestea să fie disponibile online pentru toată lumea. Sigur, e un volum foarte mare de hârtie până la urmă, că toate aceste documente sunt scrise, sunt tipărite și dumneavoastră, cât ați fost directorul Arhivelor Naționale Române, ați demarat un proiect de digitalizare. Cât ați reușit să digitalizați? Reușit, primul proiect a fost un proiect de sistem, un proiect prin care unitățile noastre să fie legate între ele și să permită și accesul cetățenilor pe calea internetului la arhivele noastre. Și acum urmează digitalizarea în masă. Deci am început cu Arhiva Medievală, în general așa au început cam toate țările europene care au asemenea arhivă și se va continua, sigur, în funcție de mai multe criterii. Arhiva Medievală e criteriul vechimii și acestea sunt unicate, rarități și așa mai departe, dar este criteriul interesului public, cum este arhiva aceasta de stare civilă și este criteriul de conservare în care ai o arhivă documente amenințate, deteriorate și așa mai departe, care trebuie să le conservi, inclusiv în forma aceasta. Dar apropo de conservarea aceasta în format digital, practic pe ce se pun ele? Pe un hard? Și cât de sigură este această formă de conservare pentru generațiile următoare? Sigur că tehnologia evoluează, cum știți foarte bine, și este debordantă această evoluție. Deocamdată, din cât știu eu,
poate domnul director mă va completa sau mă va combate, lumea noastră a arhiviștilor, deci a celor care administrează arhivele, este destul de circumspectă cu această nouă tehnologie care se schimbă foarte, foarte mult și te obligă să migrezi datele de pe un format pe altul și așa mai departe. Deci noi încă suntem încrezători pe suportul de document tradițional. Deci documentul pe pergament de la 1500, de la Mihai Viteazu sau de la Ștefan cel Mare sau de la Matia Corvin, pentru mine este mai sigur decât orice format actual electronic. Dar chiar dumneavoastră spuneați că există unele documente pe hârtie deteriorate care chiar trebuie să fie conservate într-un alt Inclusiv mod. Inclusiv pergamentul de care spuneam. Deci și acelea trebuie conservate, deci noi după ce le punem online și sunt pe baza de date, ele rămân conservate și se vor scoate doar în condiții speciale, la cercetări speciale și de fapt, așa asta este foarte important. Pentru că atunci acel document de la 1500 nu mai va mai fi manipulat foarte mult, folosești copia electronică și iar documentul stă în condiții speciale. Iar noi mai avem o cale de salvare a documentelor, care a fost folosită din anii 60 încoace, să spunem, copia pe microfilm, care rezistă și multe din arhivele noastre, nu doar ale arhivelor naționale, și alte instituții, și-au asigurat arhivele pe bază de microfilm. Evident, microfilme păstrate în alte locații decât în care păstrezi arhiva fizic pe hârtie, în așa fel încât, dacă se întâmplă o calamitate, un dezastru, măcar să rămâi cu copia. Și bineînțeles că acum venim cu copia digitală, care suplinește și... Nu e vorba neapărat de hard-uri, dar sunt soluții acum de tip cloud, sunt servere și lucruri de genul ăsta, că se tot discute despre un cloud guvernamental, adică soluții care să-ți permită să gestionezi informația clasică în mediul digital, care e din ce în ce mai prezent în viețile noastre. Legea de funcționare a instituției Arhivele Naționale s-a modificat, desigur, în cei 188 de ani. După ce lege funcționează astăzi Arhivele Naționale și ce restricții aveți sau dimpotrivă? Acum, după mine și după noi, cred că legea care există actuală nu e bună. E veche. E din 96 și cu niște amendamente, în principal legate de funcționarea arhivelor private, organizațiilor private de care prelucrează și dețin arhivă, care stochează arhivă. Sigur că legea din 96 are niște reflexe care trimit înainte de 1989, și, de pildă, problema informatizării sau digitalizării lipsește cu desăvârșire în acel proiect de lege. Sigur, noi avem de aproape 3 ani de zile, dacă nu mai bine, avem un proiect de lege modern, un proiect de lege european și care așteaptă încă prin comisiile Parlamentului. Este în Parlament, domnul la ora director, actuală. Știe mai bine lucrurile. Legea este la Camera Deputaților, avem avizele comisiilor care... trebuie să avizeze proiectul de lege și acum așteptăm un raport comun al Comisiei pentru Cultură și Comisiei Juridice pentru a putea merge în plen să fie votată. Sperăm să întâmple lucrul acesta cât mai repede, că altfel se va naște o lege deja bătrână, cum s-a întâmplat cumva cu legea din 1996, care a fost începută până în 1992 și până în 96 deja multe din prevederile ei erau perimate. Sperăm că nu, pentru că noi acum avem inclusiv prevederi privind arhivele electronice prinse în acest proiect de lege și încercăm ca autoritate de reglementare în domeniu să facem lucrurile să meargă cât mai bine, pentru că până la urmă ăsta este unul dintre scopurile noastre, noi existăm și vrem o lege bună în așa fel încât să ne ajute să vă ajutăm pe toți creatorii de documente, că până la urmă și instituția dumneavoastră este un creator de documente și avem o colaborare și cu Televiziunea Română în sensul acesta, să gestionați cât mai bine informația, atât pe suport de hârtie, cât și în mediile acestea mai noi. Că unul dintre scopurile noastre, când cu ce se ocupă arhivele și despre ce este vorba, unul dintre scopurile noastre este de a asigura buna gestionare a informației de către toate instituțiile publice, în primul rând, și bineînțeles și de către entitățile private cu care colaborăm. Și chiar scopuri. Și de simplu cetățean. Pentru a ne asigura că documentele importante pe care noi le evaluăm ca atare să fie păstrate pentru ca să putem să
în viitor să știm despre ce a fost vorba în societatea noastră contemporană. Așadar, documente istorice, există și fotografii, filme, ce altceva mai conține arhivele naționale? Avem tot felul de lucruri, să spunem, spectaculoase, dar grosul documentelor noastre înseamnă documente create de instituții publice pe suport de hârtie. Aici e 90%. Evident și, practic, că avem... ce volum ocupă aceste noi avem hârtii? La momentul actual avem peste 330 de kilometri de documente gestionați la nivelul arhivelor naționale. Dar din evaluările noastre pe care le-am făcut în momentul în care domnul Drăgan a inițiat un proiect de strategie a Arhivelor Naționale la care am lucrat foarte mult împreună noi doi și cu alți colegi, am estimat că la creatorii de documente din România, în general cei publici, mai sunt încă vreo 660 de kilometri de documente care ar putea să fie de fond arhivistic național, ceea ce ne duce undeva deja spre 1000 de kilometri de documente de fond arhivistic național pe care ar trebui să le gestionăm și care înseamnă istoria noastră și înseamnă niște lucruri foarte importante care, dacă nu ne dăm atenție, se pot degrada și să dispară pentru totdeauna. Că spre deosebire, e aici o deosebire între noi care ne asimilează multă lume cu bibliotecile, să spunem, cărțile sunt într-un număr de exemplare, mă rog, 10, 20, 100, 1000 de exemplare. Un document, în general, este unic sau, mă rog, există exemplarul 1, exemplarul 2 sau ceva de genul ăsta și atunci un document, în momentul în care l-ai distrus, e altceva decât dacă distrugi o carte care s-ar putea să mai există un exemplar al cărții respective în altă parte. S-a întâmplat vreodată să dispară vreun document sau să nu fie de găsit, având în vedere atâtea sute de kilometri de documente? Bănuiesc că treaba trebuie să fie foarte organizată ca să găsiți documentul X în raftul Z. Acum, la noi în arhive există o rigoare care nu prea există în alte instituții. Deci noi putem spune astăzi cine a cercetat în urmă cu 50 de ani documentul cu tare, la ce dată... Totul se notează, exact, totul este înregistrat. Veți vedea când intrați într-o instituție de arhivă, la poartă ești legitimat, la sala de studiu ești legitimat. Acum poate și filmat. Nu suntem foarte dotați cu tehnologie neapărat, însă rigoarea aceasta există tocmai din aceste motive. Mai avem accidente, nu ne putem ascunde, se mai rătăcesc la milioanele de documente cu care le mai rătăcim, dar spre deosebire tot... de muzee, de biblioteci după 89, când au dispărut sau au ajuns în anticariatele din străinătate sute sau mii de piese, în arhivele statului nu s-a întâmplat așa, ce în arhivele naționale. Da, mai ales că noi avem, noi le spunem, instrumente de evidență foarte bune, credem noi, și atunci sunt instrumente contemporane de evidență, adică instrumentele făcute de creatorul de documente, plus instrumentele noastre de evidență, de tip inventare, opise, prin care regăsim informația. Adică dacă cineva îmi solicită o informație, vreau să văd un act de vânzare, cumpărare a lui bunicul din 1900, noi mergem prima dată la instrumentul de evidență, la acel inventar, și vedem, îl căutăm pe un inventarul respectiv, pe Popescu, vedem tranzacția și după aia mergem la raft și luăm documentul și facem copia și o dăm. Deci numai așa se poate, cu o bună organizare. Există aceste și, cum spunea domnul director, noi avem o butadă, să spunem, în arhive, că în arhive nimic nu se pierde, totul se rătăcește. Se mai rătăcește, dar important este că se și regăsește. Da. Haideți să ajungem și la evenimentele care s-au organizat astăzi la Cluj, vernisajul acestei expoziții documentare, Alexandru Vaida Voievod, File de arhivă inedită. Despre ce e vorba, ce poate vedea publicul larg? Arhivele oferă, ca și arheologia, surprize adesea plăcute și în contextul acțiunilor noastre pentru documentarea Marii Uniri, care a fost o acțiune, a fost războiul mondial, Marea Unire, la solicitarea unui grup din Cluj, condus de regretatul profesor Edroiu și de Mircea Vaida Voievod, urmașul lui Alexandru Vaida, am încercat să mă documentez pentru arhiva lui Vaida. Și am avut surpriza să descoper la arhivele noastre din Brașov grosul arhivei lui Vaida, care nu fusese cercetat și până în 89 fusese tabu
conform ideologiei epocii, și după aceea iarăși n-a mai fost folosit din diverse motive. Și acea arhivă imediat am dus-o la București, că la Brașov nu se putea prelucra din alte obligații ale colegilor noștri, și am găsit o cantitate impresionantă de arhiva lui Vaida, de la actele lui de familie și de naștere și până în 1940. În 1940, Vaida, care fusese, era în guvernul, în guvernele lui Carol al II-lea, anticipând ce se întâmplă cu Ardealul, cu câteva luni înainte de dictat, și-a adunat arhiva de la Casa din Cluj, care e lângă teatru cunoscut acolo, și de la alte locații, și le-a dus la Brașov, la primăria din Brașov, unde arhivele statului înființaseră o direcție pentru zona respectivă a Brașovului. Și acolo au rămas până în zi de astăzi. Este o arhivă absolut fascinantă. Despre activitatea lui s-a cunoscut și s-a pus în valoare documentația referitoare la Marea Unire, la contribuția lui la Conferința de Pace, unde a fost prim-ministru și șef al delegației după Brătianu și așa mai departe. În schimb, sunt documente extraordinare și din care o parte noi am pus astăzi în această expoziție, documente manuscrise ale lui, concepte de mesaje secrete trimise de la Conferința de Pace, tratativele cu Lloyd George pentru recunoașterea Basarabiei cu România, discursuri ale lui, rememorarea celebrei declarații de independență din Parlamentul Maghiar din 18 octombrie 1918 și așa mai departe. Deci multe documente pe care publicul le poate vedea în această expoziție. Deci se pot și trebuie citite fiecare, că sunt câte sunt? Capodopere. Sunt multe? Nu, sunt în jur de vreo 50 de documente. Fiecare unele cu mai multe pagini, dar se pot citi foarte bine la noi în expoziție. Și fotografii. Sau fotografii necunoscute. Cât timp va fi deschisă expoziția? Va fi până în jur de 15 martie anul viitor, când este aniversarea centenarului arhivelor, când pregătim probabil o altă expoziție. De asemenea, s-a lansat volumul Arhiviști Ardeleni, ediția a doua. Cui se adresează această carte? Doar istoricilor? Doar arhiviștilor? Cred că se adresează unui public mult mai larg, inclusiv elevii pot să o citească, studenții, pentru că e o carte în care se prezintă destinele a 54 dintre arhiviștii ardeleni de-a lungul timpului. Cartea a fost concepută de colegul nostru Liviu Boar, în sensul că acolo sunt arhiviștii care nu mai sunt printre noi și sunt nume mari ale istoriografiei românești, nu doar... Și o carte de istorie pe care merită să o citim cu toții. Timpul s-a scurs foarte repede. Domnule profesor Ioan Drăgan, ce-i urați discipolului dumneavoastră, iată, care vă urmează în activitate, astfel încât să aibă satisfacția muncii împlinite? E doresc să facă și să realizeze arhivele de care are România în această perioadă și, evident, să fie mai bun decât mine. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul TVR Cluj. Vă doresc succes în tot ceea ce faceți și încă o dată la mulți ani, domnule profesor. Vă mulțumesc foarte mult. Aici se încheie Actual Regional. Sunt Corina Ionuț și vă doresc o seară excelentă în continuare. La revedere!